De astăzi au fost ridicate restricțiile de tonaj la podul peste râul Siret, situat pe drumul național 28 la Șcheia, ca urmare a finalizării lucrărilor la partea de suprastructură. Restricțiile au fost instituite în data de 11 mai, iar în această perioadă traficul ușor pe pod s-a desfășurat pe un sens semaforizat, în vreme ce traficul greu a fost deviat pe rutele DN2, Casa de Apă, Moțca, Pașcani, Târgu Frumos și DG 208R, Șcheia, Mircești, Mogoșești, Pașcani, Târgu Frumos.